Probabil că e piatra unghiulară a gândirii despre universul uman. Dacă da, stați, stați. Nu se descalță niciodată, ce faci? Dacă nu se descalță niciodată, cum procedezi? E o metodă super, probabil tot antică. Te apleci lângă el și și iubitul, lasă că mă descalț eu. Adică există metode inductive și nu deductive. Măi, Marius, auzi, dar când o vei vedea, nu o să mai reziști. Adevărul e că nu o să mai reziști, dar apropo, n-am prins conversația de la început, oricum chestia cu ce a spus dumneavoastră, că apreciez bărbatul decât el face o chestie bună, suna ca o testură. Ca o... Auzi, fii atent aici. Există două tipuri, vă rog, băgați la cap. Bine, nu-i de la mine, de aceea pot să spun cu autoritate. Există manipulare, condamnabilă. Și există influențare, comandabilă, nu condamnabilă, ci de ce înseamnă a influența? Deci manipularea, sunt cinci puncte, acum îmi amintesc doar de câteva. Unu, în primul rând, ascunde informație, nu spune toată informația, prezintă doar agenda interesantă. Vreau să vând o mașină, domnule, are o tablă nemaipomenită, așa o fi, dar nu zic nimic de motor sau de... Înțelegeți? Deci ascunde informație. Doi, pedalează pe emoție și nu pe rațiune, pe discernământ. Trei, blochează voința. Adică caută prin persoasiune, prin persoasiune să nu gândești, să te racordezi ca remorcă la voința mea. Înțelegi? Și sau forțează voința, domnule, așa de frumos s-a purtat că nu pot să nu-i cumpăr mașina. Înțelegi? Deci, influența merge dimpotrivă respectând toată libertatea omului, dându-i toată informația, dar știind că există clape la care cauză produce efect. Și dacă știu, de exemplu, eu trebuie să mă corectez pe Lucian, Marius pe mine, nu? Pentru că am defecte. Dar cum mă corectez? Într-o manieră deficientă, defectuoasă sau eficientă? Cum ne spună lucrurile rele? Și vă spun, admir pe fata mea care îl influențează, nu îl dresează, pe soțul ei care n-a avut un model patern, masculin, corespunzător. A crescut într-o familie în care mai mult a avut doar mama. Și a fost singur. Și n-a avut cum să învețe anumite lucruri și modul în care apreciază unele lucruri pe care probabil că le induce într-un mod atât de delicat. Învață lucruri recuperând. Aș vrea să vă spun acum, cred că un lucru care e foarte important. Am prezentat o serie întreagă de ferestre de oportunitate, o serie întreagă de momente cheie, pierderea de tren. Să știți că am vorbit în sens absolutist și idealist. Niciodată nimeni să nu se descurajeze dacă vreun tren s-a pierdut. Există planul B. Înțelegeți? E în engleză o expresie, the second best. Eventual și the third best. Adică niciodată nu mai este planul A. M-a întrebat cineva și aș vrea să răspund și aici. E tot o întrebare primită de la dumneavoastră. Dacă eu sunt un tată single sau o mamă single, cum pot să compensez lipsa modelului patern? Sunt și alte tipuri de familii în care soțul este un mare flegmatic și melancolic, retras, fără inițiativă și soția devine rege și regină, și, adică cumulează. De obicei soțul e placid, e nereactiv, soția este și polițai, este și mamă. Cum se poate rezolva? Cred că trebuie extrem de multă înțelepciune și conștientizarea că mama, chiar dacă va face, pentru că de obicei mamele sunt single, pentru că ele sunt materne, iar tații sunt doar plătitori de dacă, de pensie alimentară. Dar mamele trebuie să fie în primul rând mame, iar rolul soțului să se includă tot în maternitate. E riscul, pentru că sunt singură cu doi copii, el a plecat în lumea largă, mariner,
sau știu eu ce, și nu mai vrea să știe de mine. Am doi, de exemplu. Ei, cu atât mai mult, uneori te vezi ca un profesor în fața unei clase de rebeli și atunci scoți și tu biciușca sau scoți instrumentul de coerciție. Renunțați la el. Insistați pe zona iubirii. Pentru că doar iubirea câștigă. Însă, sigur, dacă eu am imaginea de sine de autor, dacă eu știu că sunt responsabil și copilul mă scanează, mă consideră ca atare, trebuie să știu când îi spun ceva, trebuie să executăm. Nu poți, te ajut eu. Adică nu-ți cer singur de pe tron, ci cobor cu el. Un caz, jucăriile pe jos, dezordine, să se culce. Mama spune, nu facem întâi ordine. Un copil de 3 ani, ce să știe cum să facă? Și așa mama spune, hai să facem împreună. Că fetița zice, nu. Hai împreună. Și mama a început, hai și uite, pune asta. Și încet, încet, împreună, știți modelul cu aspiratorul, încet, încet, au făcut și data viitoare deja. Ajut mai puțin. Deci împreună te ajut. Să știți că învăț și acum. Și învăț de la cineva care e mai intuitivă decât mine, de la fata mea, și îmi dau seama ce înseamnă să nu scoți sabia din teac. E bine cu ai, să nu o scoți. Să poți să lucrezi, asta îți cere răbdare, asta îți cere controlul emoțiilor, asta îți cere să fii tot timpul cu un input pozitiv și niciodată negativ. Dragii mei, e și jumate, cine a venit, a venit. Astăzi vom vorbi despre motivație. E un cuvânt înrudit cu motivația din cele care le-am studiat data trecută. Vă amintiți? Un cuvânt înrudit cu motivație. Emotus, emoție, care pune în mișcare. Deci motorul, de regulă emoțional, care motivează pe cineva, pe un copil să acționeze, motus este motivația. O să discutăm puțin. Uitați-vă un domeniu care mă inhibă, mecanica. Când mă uit la ce e acolo în motor, îl închid repede și cer ajutorul lui cuiva. Adică, de ce? Probabil că sunt și eu un om normal, dar care n-am, deci nu sunt incapabil, doar că totul se construiește pe prior knowledge, pe cunoștința anterioară. Și dacă nu am pe aia, mă uit la ea și nu pricep nimic. Ei bine, uriașul acesta are o putere fantastică să care 8 oameni într-o mașină. Am fost în Filipine în 96 și am mers, cum nu vă dați seama, cu un jeepney. Acestea sunt mașinuțele, un fel de jeep-uri, dar cu habitaculul mai lung ca să încapă oamenii. Un filipinez stă pe așa un scaun, iar eu stăteam cam pe 2 și nu mi-ajungea locul, era dificil. Și am într-un jeepney care intrau 6 europeni de bunăvoie, erau vreo 13. Ei, uriașul acesta, mașinoiul ăsta, e în stare să care cu el 8 oameni. Sunt niște uriași, în cazul nostru, care exercită punerea în motus, în mișcare. Dacă o împingi zdravăn, motivația. Mașina pornește. E corect? Da, practic, merge. Dar e corect ca 1, 2, 3, 4 să împingă o namilă de uriaș? Care este cheia? Un pitic. Numit starter sau electromotor. Și electromotorul nu face decât să pună un uriaș
ca acesta în mișcare. Aceasta este motivația. Și aceasta e motivație. Care e deosebirea? Eficiență, nu, prum, pam, 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 și-a pornit. Unde se află unul, unde se află altul? Foarte bine. Vă rog, țineți minte. Există motivații interne, lăuntrice, și motivații externe. Iar dacă știm acest lucru, vom evita un lucru și vom merge pe o cale mai bună. Se numește motivație intrinsecă și, normal, extrinsecă. Suntem acum la copii. Îmi pare că a apărut imaginea aceasta, trebuia să o ascund. Nu există, e negru. Există doar trei motivații. Prima motivație, cum se cheamă? Domnul Paul, sunt mii de dolari, am nevoie de serviciile tale, 24 din 24. Să trăiți, îi sclipesc ochii, bine, nu-i cazul că se uită în jos, îi sclipesc ochii și va fi agentul meu, la un semn, el vine și se pleacă. Motivația aceasta este puternică, banul. Și pentru bani, noi suntem motivați să fim 8 ore de zile, de toate zilele, mai exact, să fim 8 ore servanți ai unor stăpâni buni sau mai puțin buni. De o motivație. Interesul se cheamă. Nu-i doar banul. Dacă, de exemplu, primesc o favoare de la cineva, înțelegeți? Pentru favoarea aceea fac giumbuș lucruri, știu eu, fac servicii, prevăd și atunci creez o anumită, știu, polaritate, un magnetism. Care este a doua motivație? Domnul Paul, la tâmplă, sus. Hai, ce faci? Fii atent, pistolul e la tâmplă. Nu mai gândesc. Nu merge jocul. Ce face un om când este cu carabina în piept? Stai! Adar! Nait! Culcat! Sus! Aici! Mâine la sus! Se execută omul mai abitir decât la interes. La interes ce să mă mai gândesc, dar dacă ești cu pistolul la tâmpă, nu te mai gândești că zboare creierii și nu te mai gândești deloc, vorba. E tonic râsul acesta. Da. Motivația a doua se numește frica. Aș vrea să-mi spuneți, care e mai tare între cele două? A doua, că dacă la interes am caracter, spun să mă mai gândesc și, domnule, condițiile pe care mi le ceri, mai bine sărac și cinstit, vorba lui Iliescu. Am auzit că bătea pe asta, avea o imagine, da. Ei bine, mai este încă o motivație. Un copil sus, în șură. Caz care s-a întâmplat la Laslea. De lângă Sighișoara s-au jucat cu chibritele, paiele s-au aprins, 2 copii, tata nu era acasă și a venit Hans, vecinul, hai, sări! Băiatul lui sare, băiatul celălalt, băiatul vecinului a sărit, băiatul celălalt, că nu era tata, n-a sărit. Și a murit scrum. Dacă ar fi fost tata, ce se întâmpla? Motivația aceasta a lipsit, cum se numește? Iubirea. Iubirea motivează încrederea. Care sunt extrinseci? Care sunt intrinseci? Nu e o lecție grea. Vă amintiți în cartea a lui Emil Hierta Căprarul, Mama și copilul, spune că un singur factor răspunde de luarea în greutate, de dezvoltarea imunității, de dezvoltarea inteligenței, a universului emoțional, afectiv,
Și aceasta este? Noi suntem bobinați, wired, zice englezul. Noi suntem formați, croiți pe iubire. Și dacă știm că aceasta este cea mai puternică motivație, e așa, hai să... Iubirea este motivația intrinsecă. Aceasta, dacă este alimentată, dacă se cristalizează, se osifică, să spun așa, ia o formă constantă, ea va putea să motiveze orice sacrificiu. 20 de ani a stat ea în pat, nu el, că mama, soția e făcută să fie slujitoare. 20 de ani avea 4 copii, 3 băieți și o fată, îi cunosc. 20 de ani a stat în pat, bolnavă, nu putea nici să gătească. Și a spune, așa de rău îmi pare, plângea el, ea, că nu pot să fac ceva, nici să spăl, nici nimic. Veniți mai în față să ocupăm locurile, să rămână. Mulțumesc că ați venit. Zice, și el spune, o, iubito, n-am nevoie de nimic, tu să stai acolo pe vârful pernelor. Și era foarte bolnav, avea scleroză în plăci, este o boală în care pur și simplu devii inert. Și el o iubea, era mama copiilor lui, era iubirea lui din tinerețe. Și iubirea alimentează orice sacrificiu. Iar când copilul lui îi cer un sacrificiu, dacă este iubit, hai să vă spun o întâmplare. La Maurice Thiers, v-am mai amintit de acest profesor emeritus din Franța, o figură a educației, adică în domeniul educației, prin anii 60-70. A venit la el o familie, tată, mamă, întrebând, domnul profesor, era și psiholog, se ocupa mai ales de pediatrie, de puericultură și altele, domnule profesor, până unde pot să înalți ștacheta cerințelor, cererilor? Adică mă tem că ridic ștacheta prea sus și copilul îi cer ceva care nu poate să facă. Până unde pot ridica? Știți ce a spus el? Sunt cuvinte mari pe care bine ar fi să le păstați în minte. Nu există limită atât timp, continuați, cât timp copilul percepe. Că tu îl iubești, dar el nu percepe, că nu-i transmiți. Am început o poveste și n-am mai terminat-o. O familie de medici și el nu era în stare să-i spună, sau am terminat-o, te iubesc, sau să-i arate iubirea. Și ea spune, tu ești ca un ghețar. Și zice, dar știi că te iubesc, de-aia te-am luat. Da. Și femeia plângea, îmi spunea mie, ca unui duhovnic plângea în cazul ei, că soțul ei o iubiu, dar nu percepe că îl iubește. E tămâie. Lemtănase. Și se înseamnă tănase din grecescul thanatos, care înseamnă moarte, lemn mort. Atât timp cât copilul simte și percepe că îl iubești, poți să ai o ștachetă ridicată, bine, rezonabil, ori cât de sus. Este o veste bună. Și nu putem greși dacă iubim, și nici nu o să cerem dacă iubim copilul ce nu poate și ceea ce nu este propriu. Aș vrea să insist puțin pe acest tablou. Iubirea este cu litere aurite. Întrebarea mea este, avem nevoie și de frică și de interes sau nu? Pentru că e un subiect foarte important și merită dezbatere. Ce părere aveți dumneavoastră? Fiți atenți, asta e intrinsec, că cealaltă sunt extrinseci. Spuneți-mi,
frica este o pedală pe care putem acționa, sau interesul în relația noastră cu copilul, mă refer mai ales la perioada până la adolescență, când copilul e încă copil, nu este un interlocutor, nu este un provocator care îți contestă. Spuneți-mi, sunt pedale acceptabile, utile sau nu? Vă ascult. Vă rog, spuneți-mi, nu există răspunsuri greșite, ci doar incomplete, eventual. Clar este și frica. Decât să meargă să pună mâna pe foc, mai bine încerc eu să induc asta. Foarte bine, foarte bine. Dar interesul. Cine vrea să spună ceva? Simona. Da, și interesul. De exemplu, un copil, dacă știe că obține o ciocolată sau o jucărie, el este interesat să facă un lucru bun. Dragii mei, fiți atenți. Sunt adevăruri pe jumătate. Și frica, foarte bine, și interesul. Dar vreau să țineți cont de faptul că există o vârstă când frica și interesul mai mult poate, adică nu mai mult, că dragostea e tot timpul, dar o vârstă cât copilul este încă nesedimentat, necristalizat, cât este încă un haos. Am văzut un filmuleț, un clip, nu! Și copilul dădea mâna înapoi. Nu! Și copilul tăgea mâna înapoi, mi l-a arătat Marius. Nu, la acesta sună frică, adică amenințare. Pentru că și animalele și omul reacționează nu la mesajul noțional, ci emoțional, la încărcătoare. Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă? Tonalitatea, dacă vorbim despre cât de mult contează limbajul tonal, modulațiile vocii, care transmit mesaj mai important. De exemplu, vino repede, vino repede! Nu e așa că înseamnă altceva? Și totul depinde de tonalitatea în care spui, de viteza în care spui. Dar există o vârstă când frica operează, mai ales la cei care nu gândesc și care își formează niște repere de nu, nu prin înțelegere, și care, în care dragostea este doar subtă, dar nu e conștientizată sau nu, cum să spun eu, se uită. Copiii iubesc pe mama, dar uită și fac răul. Pentru că încă sunt praștie. Sunt ca o substanță coloidală, nu nesedimentată. Și în cazul acesta, frica operează. De exemplu, Șaina, număr până la 3. Eu știu că răspunde de 16 ori mai încet din cauza nemielinizării, am prezentat. Dacă până la 3 nu vii, te duc în pătuți. Asta era pedeapsa cea mai mare pentru un copil liber și plin de inițiativă. 1, ea se joacă încă nici, parcă nici nu aude. 2, parcă nici nu aude. Și la 3, țâși, se ridică și vine. De ce vine? Nu că mă iubește. La ora aceea este un animăluț egoist. Vă amintiți, fie orice copil se naște delicvent. Vă amintiți? Da. Și atunci, sigur că pedeapsa acționează, dar tonul, dacă nu vii până la 3, te arestezi. Nu. Trebuie să rămână tot în toate aceste utilizări ale fricii și eventual ale interesului, trebuie să existe iubirea care domină totul și este, să spunem noi, sosul, înțelegeți? Elementul interstițial, maioneza. Foarte bine. Acum aș vrea să discut puțin despre interes. Există un principiu. Dacă, deci frica este mai bună la copil decât interesul, pentru că în interes se produce o mutare, un transfer a centrului de motivare de la intrinsec la extrinsec și începe șantajul. Dacă mănânci macaroanele, îți dau o ciocolătuță. Și copilul mănâncă o lingură, o înghite greu, a doua și mai greu și zice, gata, am mâncat.
Păi nu mai, ai zis că-mi dai. Și mama dă ciocolata și mai mănâncă încă două, trei noduri și ar mai cere. Și dacă nu-i dai, nu mănâncă. Și începe, se schimbă raportul. Atenție la folosirea interesului. Și pentru asta vreau să vă spun o poveste adevărată. Mi-a povestit-o un mare dascăl, un mare profesor din state. Spune că s-a mutat în... Nu, el, un prieten de-al lui, s-a mutat într-o zonă, poate știți cum este în state, că în downtown nu locuiesc decât amărâții sau birourile. În schimb, zonele rezidențiale, de exemplu Atlanta, este un oraș în pădure. Este un subdivision, zic ei, adică un grup de case cu intrare, dacă vrei, controlată sau oricum cu deschizi poarta cu telecomanda. Și acolo sunt, să spunem noi, 60, 50, 40 de vile, duplexuri sau așa mai departe. Ei bine, s-a mutat și el într-o zonă mai mare ceva, în care era și un parc, era și drumul. Ei, și-a ales o zonă frumoasă cu privire spre verde, spre un lac. Și după ce s-a mutat, și-a dat seama de gaura în care a intrat. La ora 9 dimineață, o haită de copii, fotbal. Tot ce vrei. Și omul era savant, era cercetător și a spus, liniște! S-au speriat. După 3 minute din nou. Și când a văzut că nu merge treaba, e amenințat, a spus părinților, dar domnule, dar e timpul, nu-i de somn, lasă-i să joace. Omul avea studiu și după amiază și seara. Și tot timpul fotbal. Și erau aceiași. Erau o gașcă de vreo 22, imaginați-vă, 25, 30 uneori, și făceau jocul de acela, fotbalul de acela, fără reguli, care toți alergă după minge, toți scapă mingea, toți urlă. Da, e un mod de a consuma energia. Și omul și-a amintit de o regulă. Să facă un transfer de motivație. Și a ieșit odată și a zis, băieți, ia veniți în coace. Avea ciocolată în mână, ia, o boabă la fiecare, au mâncat-o. Cum te cheamă? Măi băieți, mie îmi place cum jucați fotbal. Mintea tuturor, ia, vreau să văd acum o scenă. Ei, ga, veniți în coace. Eu investesc în voi. Și ori de câte ori veniți să jucați, dau la fiecare $5. Chiar ne dai? Pe legea mea. Dar nu veniți așa, veniți frumos cu tricou, cu numere. Și-au cumpărat ei, vă dați seama. Prima zi, băieți, foarte bine. 5, 5, 5, ești nebun. Lasă să fiu, că acum am întins o cursă. Și-au luat 25 ori 5 data viitoare. Din nou. Au venit la 9 fix, îmbrăcați toți. Nene, gata. A fluierat, jucați. La sfârșit, 5, 5, 5, 5, 5. Interesul. A treia zi, pornesc jocul și omul zice, măi băieți, nu am decât 3. Păi a zis că ne dați 5. Păi, acum 3. Bine și 3. 3, 3, 3, 3, 3. Data viitoare, $1. 1, 1, 1, 1. Ei, păi domnule, păi dar ce mai jucăm? Adică, ce e asta? A cincea zi, nu mai iese afară. Nene, nene, nu mai iese afară. A șasea zi, nene. Și se așează pe mine, nu jucăm dacă nu ne dăm bani. A șaptea zi, au dispărut de acolo. A schimbat motivația intrinsecă, plăcerea de a juca, cu motivația banul. Intrinsecul trebuie să rămână intrinsec. Nu folosiți frica și interesul pentru nimic în lume ca să substituiți dragostea. Și frica într-o vârstă mai merge, dar interesul foarte rar. Foarte rar. Bine, rar nu înseamnă că odată pe an, dar nu pedalați. Sigur, copilul este motivat și la vârsta când el încă nu iubește, nu e conștient, are nevoie de răsplătiri, de premii. Folosiți premiile,
dar cu economie. Să nu fie moneda de schimb pentru orice ascultare sau supunere. Ați înțeles o taină? Bun. Întrebări, dacă sunt, să știți că suntem abia la început. Da. Întrebări dacă aveți. Dacă nu, mergem mai departe. Pedeapsa. Iar ai pus mâna acolo, jap! Sau fără jap. Nu mai știu ce să fac cu tine. Ești neascultător. Dacă nu, să știi. Deci, un război psihologic. Și vă spun, războiul acesta, o să vedeți unde conduce. La înarmare, la escaladare. Și a venit vremea când pun și eu piciorul în prag. Cunosc un caz în care, cred că era de 18 ani băiatul, l-a bătut pe tasul! Dragii mei, e groaznic, e groaznic. Dar când s-a ridicat și că l-a pus și a început să-i dea în el cu toată ura care a acumulat 18 ani, l-a lăsat jos! E groaznic. Sunt și alte metode, nu neapărat bătaia, sfidarea, călcarea voluntară a legii, conflictul între generații. Conflictul de generații nu e o chestie culturală, nici o chestie hormonală, e o chestie de iubire. Când nu e iubire, apare contestarea autorității. Când e iubire, iubire cu reguli, iubire responsabilă, atunci nu apare conflictul de generații. Nu aceasta este pedeapsa sau exercitarea sentinței. Există o lege. Legea aceasta spune ce? Ce urmează? Corect. Cauza se numește răul. Care este efectul? Vă rog să-mi spuneți. În actul disciplinei. Cum? Nu pedeapsa-i mijlocul. Cum? Un rău mai mare, greșită educație. Deci nu sunt răspunsuri greșite, sunt toate răspunsuri incomplete. Vă rog să mă mai ajutați. Indisciplina este răul în sine, manifestarea răului. Dar foarte bine, auziți, știți cât de mult învățăm prin această chestie? Că dacă ne facem clar în minte, am nevoie de dumneavoastră. Corecția este umbrela sub care se realizează exercitarea pedepsei și efectul corecție. Auziți, priviți atent, pentru că dacă știți acest lucru, care este efectul oricărui rău în disciplină, că nu în ordinea casei, că am spart farfuria, nu, ci în răbdarea este metoda părintelui când execută. Foarte bine. Deci totul vine bine. Priviți, vă rog. Priviți, vă rog. Efectul oricărui rău în disciplină se numește durere. Și adevărul este că învățăm doar din greșeli. Corect? Și învățăm, greșeala se repercutează ca o durere, un regret, o suferință, sigur. Numai că să n-aveți impresia că durerea însemnează jap sau teroare, violență verbală. Nu? Violență verbală. Nemernicule! Te doare. Produce și asta durere. Priviți, vă rog. Ea începe cu zona cea mai eficientă a durerii, a efectului de durere, cea sufletească, și la capătul celălalt, întunecos și de dorit să nu se ajungă aici, este cea corporală. Aș vrea să discutăm exemple de durere sufletească sau modalități de a crea, mai corect, durere sufletească unui copil. Există sunt trei domenii sau două domenii, durere sufletească și corporală e una singură.
E domeniul relațional, ceea ce afectează relația cu mama și cu tata. Nu uitați, copilul este un afectivo-dependent de mama și de tata. El depinde de iubirea care o primește. Cum? E foarte important, numai trebuie discutat că totul se face în dragoste și ignorarea. Că dacă ignori, m-ați întrebat ceva și n-am răspuns cum anume se produce. Cum iubești pe un ticălos, un delicvent? Iubirea se numește, nu e iubire dacă nu e iubire necondiționată. Eu n-am avut parte de iubire necondiționată. Tatăl meu mă iubea condiționat. Ești bun, te iubesc, ești rău, nu te iubesc. Și aceasta a lăsat răni și cicatrici în suflet. Iubirea necondiționată, te iubesc și rău și bun. Domeniul relațional, și vă spun la copil, este foarte puternic, foarte important. Dacă există relație, că dacă mama și tata vin noaptea și hai, ai făcut lecțiile, că dacă n-a făcut, trebuie să știe de frică și atunci nu mai e motivația. Când nu este motivația intrinsecă, folosești pe cea extrinsecă spre nenorocirea familiei. Domeniul personal. Am privilegii, am libertăți, nu? Deci care nu privesc relația, este cumva, dincolo de relație, sunt zona, teritoriul meu, care se delimitează. Iar cea corporală este domeniul fizic, poponeața, să zicem noi, dar nu numai poponeața, o să vedeți. În domeniul relațional, ați spus ceva. Bravo. Ignorare. De exemplu, copilul este cere ceva. De exemplu, strigă nepoțica, mami, vino repede la mine! E colerică, v-am spus, vrea să domine. Și omul spune, mami, nu poate acum, ai răbdare. Nu, mami, vino acum! Tăcere, tăcere. Strigă de 20 de ori. Până când coboară ea. Noi suntem în mansardă și parter. Ignorare. Ți-am spus că nu pot, nu? Și sigur că faptul că nu răspunde și e un soi de e frustrare, dar este, și asta este o durere. Alta mai tare, întristare. Să vă spun o întâmplare. Vă spun, sunt foarte, foarte fericit de ceea ce vă povestesc. Nepoțica avea 3 ani, cred. Și pentru că e colerică, eu în seară de seară, asta este principiul, că nu se aplică seara asta sau alte seri, e altceva. Povestirea. Nu ne culcăm până nu vine povestirea de seară. Pentru cine n-a luat, există niște DVD-uri. Eu n-am niciun beneficiu, spun celor care e pentru copii, ajută copii, e un proiect ATRA. Și bine, ea zice, nu, acum, nu vreau povestire acum, acum mă joc. Și eu zic, bine. M-am întristat. Nu, da? Nu. Deci supărare nu e voie. Supărarea înseamnă rejectare și război. Nu mă supăr. N-am voie să mă supăr. Nimeni nu se supără dacă te iubesc necondiționat, te iubesc și acum cu durere. Dar te iubesc. Cu durere. Iar întristarea este iubirea, nu supărarea. Întristarea este iubirea sângerândă. Și mă duc încet, special, pașii mei pleacă ca un om, ca un câine gonit. Trec un sfert de 20 de minute și ușa se deschide fără să se bată la ușă. Fetița învață că nu poate intra decât dacă bate. Vine, nu se uită la mine, își face drum către mine, așa, nu, așa, și își pune capul în poala mea. A trimis-o maică sa. Eu îi spun, uite, îți pare rău? Da, zice. Când mă duc și o să spun că s-a realizat, nu știa niciuna. Nici mama, nici soția mea, adică mamina e soția mea. Cum? Din proprie inițiativă. Durerea a fost un vierme care n-a lăsat-o.
Și a trebuit să rezolve problema. Și a venit din proprie inițiativă la 3 ani să caute împăcarea. Vă spun, forță, iubirea, întristarea. Întristarea când se afectează relația de care depind. Copilul simte extraordinar. El merge pe afectivitate, nu pe rațiune. Nu pe... Și când aceasta lipsește, vă spun, nu poate să stea. Nu este singurul caz, sunt mai multe cazuri, dar v-am spus doar unul. Retragerea. Aici a fost întristare cu retragere. Bine, altă dată mă întristez și, mă rog, dar m-am dus sus. Personal. Am o convenție, asta se referă la copiii care sunt de la 5 ani în sus, care pot să aibă un tabel de puncte negre, puncte albe, și la puncte albe apare interesul, dar nu imediat, ai făcut bine, n-am văzut bunica. Ci, uite, și facem lucrul niciodată, sau cât se poate, punctele albe și premiile nu vizează instinctele, ciocolata, bomboana, ci activități împreună, lucruri care să întărească relația, să fie educative. Ieșim afară. Și iese bunicul cu fetița de mână și mergem, colindăm un deal, intrăm în pădure și așa. Deci, lucruri care sunt aventuri pentru un copil mic. Deci, răsplătirile trebuie să fie nu cele care alimentează egoismul. Puncte negre. Aici trebuie stabilit și în materialul care vi-l dau în seara asta. Deci, există la puncte negre și puncte albe, de la început, o grilă. Când se primește punct negru, când se primește punct alb. Adică nu așa, eu vreau să-ți dau negru sau alb. Nu, jocul este clar stabil de la început, se știe câte puncte albe tai un punct negru, înțelegeți? Și așa mai departe, după quantum și așa mai departe. Vă rog, împărțiți la toți, toți avem 2 pagini. Da? Aveți doar pagina 2? Da. E pagina 2, prima pagină lipsește aici. O să veniți în față. Bun. Retragerea privilegiilor. Este un alt. Pagina 2 în spate. Deci trebuie să dați la toți, să aibă toți 2 pagini. Îmi pare rău că alte dăți am uitat și au rămas hârtiile și nu s-ați plecat, că eram grăbiți. Sunt privilegii. De exemplu, fetița sau nepoțelul sau fiul are niște desene animate pozitive, neviolente, care, mă rog, astăzi sau pedeapsă sau mâine nu ne uităm la desene animate. Deci, retragerea privilegiilor. Izolare. Dacă nu, te duc în... Dar de ce pătuți? Pătuțul nu este un loc de, știu, o ghilotină. Pătuțul înseamnă că ești obosit, să ești obosită și trebuie să te odihnești. Înțelegeți? E o rațiune ca să nu urască pătuțul. Înseamnă că tu ești tare obosit acum, sunt tare obosit, trebuie să te iau să te duc în pătuți. Nu vreau, ba trebuie, cu amabilitate. Orice pedeapsă se dă cu dragoste. Trebuie să te duc. Și duc și... Înainte, când era de 2 ani, dădea din picioare. Acum doar plânge, flaxă, așa. Vă rog, întrebare cu voce tare. Eu am instituit așa un colț al rușinii și când copilul face o prostie, trebuie să stea 3 minute la colțul rușinii. După care mă întreabă, mama, s-au dus cele 3 minute, pot să plec? Nu știu dacă este bine. E ca și pătuțul. Numai v-aș recomanda să schimbați termenul rușine. Pentru că o să vedem că a rușina un copil însemnează ai întuneca imaginea de sine. El nu e vrednic. Nu, e colțul reculegerii. Sau ziceți altfel. O întrebare, dar dacă avem la copilul la 13 ani, acolo cum îl mai aducem pe... Este the second best. Da, este al doilea cel mai bine. Dacă vreți, o să discutăm despre adolescent. Adolescentul n-a intrat în
preocuparea aceasta, dar există, putem avea discuție și asta sau și data viitoare. Probabil că după ce discutăm despre rolurile parentale, despre cele patru ipostaze de părinte, și nu există altele decât patru, atunci o să putem discuta mai mult pe adolescență. Am și un material pentru data viitoare, am să-l pregătesc despre adolescent. Câteva lucruri. Cicălip, du-te în pătuți. Păi te pune el, dacă îi voi nimic, te pune pătuți. Da. Fizic, la colț. Deci asta este mai mult decât retragerea privilegiilor. La colț este fizic, îl împătuți, se mai mișcă. La colț stă drept, drept, nu? Nu mai are libertate. Deci, e totuși, apreciez că este o pedeapsă fizică. Mâncarea. Bine, când e mai mare, astăzi nu mai mănânci la cină cu noi. Te duci direct, da, rar. Deci nu cred că trebuie folosite acestea decât ca o măsură extremă. Cu cât merge, cu cât investiți în relație, cu atâta nu veți ajunge în zona întunecată. Ați văzut? Cu atâta mergeți pe relație și doar pe domeniul personal. Iar nuiaua, vom discuta despre nuia. Poate că mai încolo. Aș dori să țineți cont că trebuie să fiți foarte atenți în administrarea pedepsei și să cuantificați, să evaluați corect gradul și intensitatea răului. Gradul sau tipul, natura și intensitatea celui rău. Vreau să vă spun că există două tipuri de dureri. Și ori de câte ori pedeapsa vizează durerea destructivă, în loc de educație, înstrăinați copilul. Și așa cum o să vedem o imagine, are loc un trafic a problematicii. De la problema în sine, care este răul comis, devine o problemă interpersonală. Durerea destructivă afectează, nu am găsit un cuvânt, imaginea de sine este prea generală, dar respectul de sine, nu? Stima, în românește lipsește self-esteem. Adică îl degradez, dobitocule! El nu mai e om. Deci degradarea copilului îi afectează încrederea în tine. Vă spun, uneori tata a fost un tată bun, dar, zic eu, format în... Am discutat ceva, nu știu, cu cineva de școala veche. Școala veche mergea pe să pup copilul în somn, că nu știe el. Să săruți copilul doar atunci. Știți, disciplina, da, tată, dumneavoastră, sărumâna, înțelegeți. A fost o altă epocă, a fost un alt context în care a rezistat acest model, era și un consens social că așa se poartă lumea. Și atunci era normalitate. Dar nu odată mi-am pierdut încrederea în dragostea tatălui meu, pentru că făcând un rău sau luând o notă rea, tata nu m-a mai iubit, nu m-a mai văzut, n-a mai discutat cu mine. A fost o situație în viața mea, eram deja mare, când 10 ani tata a refuzat să mai vorbească, să mă mai vadă. 10 ani. Eram însă, de acum, pentru o alegere pe care am făcut-o, tata a spus, ai murit! Dar eu murisem, făceam exerciții de murire încă din copilărie. Distruge comunicarea. Dacă, de exemplu, eu urechez pe copilul meu sau îl cert cu ură pe copilul meu că a luat o notă rea, eu îți dau mâncare cât timp să te mai suport. El nu o să mai îmi spună când greșește. O să ascundă nota. Din 3 va face 8. Știți, metode în care și dacă comunicarea se distruge, e dezastru. E dezastru. Deci, acele pedepse care distrug încrederea de sine,
cea constructivă, pedeapsa constructivă sau durerea constructivă, pentru că pedeapsa cauză efecte durere. Dacă după un rău nu simte durere, nu e dat pedeapsă. Simțul moral, și găsiți acolo niciodată în hârtii, sunt multe lucruri care nu le pot spune acum că nu-i timp, dar le citiți acasă. Niciodată să nu vorbești despre copil, ci despre fapta lui. Te-ai purtat? Nu. Ce ai făcut tu? Înțelegeți? Că atunci nu vorbesc despre el, ci despre fapta lui, iar el este judecătorul faptei. Nu este vinovatul, ci este evaluatorul unei fapte. Simțul moral, relația parentală. Vă amintiți de întristare că a simțit nevoia să vină să se împace din proprie inițiativă. Și ura pentru, i-am zis eu, păcat, că răul este foarte... pentru ceea ce constituie răul moral, răul social, răul fizic și așa mai departe. Deci, dacă acestea sunt urmărite, sunteți părinți buni. Căi de a provoca durere destructivă. 1. A ironiza. Iată, uite cum arăți, parcă ești un vagabond. Pentru că a ales să-și pună o agrafă undeva sau a ales să-și dea părul cu smac. Și a să fie, mă rog, copilul, vă spun că am avut și eu fel de lilieci sau pete în minte, mi-am lăsat, n-am vrut să mă mai bărberesc când eram și eu la 16-17 ani, mi-am lăsat sovaj, sălbatic. Da, adică omul care vrea să se afirme și singura modalitate de a se afirma este călcând reguli. A rușina, apropo de colțul rușinei. Deci când te rușinezi, de exemplu, vai, ce urâtă ești sau ce urât ești acum, nici nu pot să te văd. A rușina. Soacra mea, care e străbunica, merge pe metoda asta și când nu-i convine, rușinează, ironizează și vă dați seama că copilul se înstrăinează. De ce nu vii la bunii să o pupi? Păi de ce să mai vii să o pupi dacă m-ai băgat cu nasul în mizeria mea, nu? A eticheta, prostule, sau, știți, spune-i un copil că este rău sau neascultător și se va comporta neascultător și rău. Îl ai etichetat, intră în etichetă, la caracterul să mai vorbim despre etichetare. A nu-l mai iubi, nu te mai iubesc. Nu mai e iubire, iubirea adevărată e necondiționată. Te iubesc oricând, oricând te voi iubi și te-am iubit. Te iubesc și nu-mi depărtez. Voi suferi, voi plânge, îți respect libertatea ta, că e de la o vârstă, dar eu tot te voi iubi. Al pedepsi, aleatoriu. Are Cehov o foarte interesantă novelă în care copilul învăța o poezie de Pușkin cu Sania, cu nu știu ce, și tatăl, care pierduse nu știu cât la jocuri sau nu știu pe ce afacere, era ca un leu în cușcă și auzi ce tâmpeni învață în școală, comunică el cu sine, ci că a căzut și s-a murdărit, zice poezie. Da? Halal, părinți, o bătaie bună la... Deci el comentează și ascultând cum copilul învață poezia lui Pușkin, la un moment dat, nemaiputând, acumulând, zice, ia bine un coace, dă pantalul jos să te bat pentru greșeala făcută săptămâna trecută. Da. E bine construită, foarte nostim. Și mai ales, spunea o mamă, v-am zis, l-am bătut ca pe un vrăjmaș. Cu ură. Și să știți că ura nu trebuie doar să se vadă cu ochii injectați și cu gura crispată, ci ura se simte în ton. Dacă eu, ia vin un coace, deja este război. Și nu e voie. Pedeapsa să fie un mijloc de a-l face discipol, nu de a distruge un discipol. Vă spun, pedeapsa cu ura. Supărarea însemnează ură. Este un text extraordinar în cuvintele unuia din cei mai mari, Lenin,
îl estima, sau cine, atâția și atâția oameni, că este cel mai mare învățător al omenirii. Știți cine? Mai mare decât Confucius. Iisus Hristos. Dacă suntem în temă, acolo el spune, cine se mânie pe un om, continuați, l-a și omorât. Mânia, supărarea, este un mod de a îi declara moarte. Nu-mi lipsește decât ocazia. Acestea șase lovesc în copil în loc să lovească în răul declarat. Și este o contradisciplinare. Este exact ce n-ar trebui să fie. Noi vrem să lovim în fapta lui și să se desolidarizeze de sine sau să se despartă de rău. Ori dacă nu folosim căile corecte, lovim în el, l-am înstrăinat, se va lipi de insula lui, păcatul, de teritoriul interzis. Așa numită regula celor 3 P. Precizie. Înainte de a executa o pedeapsă, consecințele trebuie să fi fost prezentate din timp. Am făcut eu odată o greșeală cu nepoțica asta. Am zis ceva, eu n-am știut la data aceea că răspunde sau traseul e de 16 ori mai încet la copil din cauza nemielinizării și pentru că n-a ascultat, pentru că nu a răspuns, am reacționat într-un fel punitiv. Și copilul începe să plângă. Și eu zic, da, adică împătuț. Sigur, nu cu mânie, că știam asta, dar împătuț. Nu, n-ai răspuns. Și m-a întrebat Irina, fata mea, ai numărat până la 3? L-ai avertizat că dacă nu... Că e un copil de 3 ani. Eu am acționat mecanic. Îmi pare rău că la fotbal am faultat. Iar aplicarea trebuie să fie punctuală. Al doilea P, proporționalitate. Pedepse imense pentru nimic. Sau pedepse nesemnificative pentru o imensitate. Să moară, cum era Caragiale, să moară mamița, și că să moară. Și mai ales a treia regulă a pedepsirii, prietenia. Eu sunt prietenul tău și pentru că ce faci tu, ce ai făcut tu, nu e bine pentru tine. Eu trebuie să fac așa. O să discut despre bătăiță. Pentru ce trebuie pedepsit copilul și pentru ce nu trebuie? Foarte important și acest capitol. Prietenia. Adică să rămân în continuare un prieten, un suporter al lui și un dezaprobator al faptei sau al atitudinii sale. Dar nu cu copilul, nu, tu ești al meu, te iubesc necondiționat, chiar și când ești rău. Trebuie pedepsit pentru neascultare, dar cu avertizarea, 1, 2, 3 sau 5, depinde la vârsta lui. Pentru minciună, o să discutăm subiectul, pentru neglijență. Nu trebuie pedepsit pentru sentimentele sale. La un moment dat, nu vrea să iubească pe bunii, pe soacra mea, străbunica. Asta doar în versiunea soacră, poamacră. Dar refuz, noi suntem o familie. O pedepsesc pe soacră, mai bună idee. Dacă soacra ar fi, adevărul este că soacra, draga de ea, are 86 de ani, se mișcă destul de greu, are aparat auditiv, nu mai aștept să fie în plenitudinea performanțelor. Ai un copil și trebuie să mă port încă și cu respect, că cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. N-ai, trebuie să cinstesc, deși ar trebui să-i dau două la fund uneori, știți? Numai nu pot să... De ce? Pentru că dacă nu era ea, nu aveați pe
Oh, vă sărut când ieșiți la afară. Deci, nu trebuie pentru sentimentele lui, ci că iubești pe mamina sau pe... Nu! Poți să pedepsești că simte într-un fel? N-ai cum. Bine că este onest și putem comunica, dar poți să te întriste, adică poți să-ți arăți că nu e bine, că de fapt noi suntem o familie. Deci pot exista și încet, încet va înțelege. Pentru trăsăturile temperamentale amorale. O să avem o listă cu toate cele defecte pentru coleric, sangvinic, flegmatic și melancolic. Aș vrea să vă povestesc o întâmplare. Două întâmplări. Le-am scris jos ca să... Vă cer însă un vot de discreție. Să nu spuneți la nimeni. E vorba de fata mea. La 9 sau 10 ani, băiatul meu cu un an și jumătate mai mare, băiatul vine la mine, de fapt la mama sa, conspirativ. Uite ce am găsit. Sunt îngrozit, eu pe jumătate, nu vă mai povestesc, o să vă spun. Până la cât putem sta? Eu cred că aceste lucruri contează, pentru că sunt lecții de viață, nu doar teorie. Inductiv mergem, nu deductiv. Vine cu un bilet ascuns undeva și băiatul, pentru că locuia, dormea în aceeași dormitor, patul de jos, fata, patul de sus, băiatul e mai mare, a cotrobit și a găsit un bilețel de dragoste. Băiatul cu 2 ani jumate, 3 mai mare decât ea, deci el de 12 și ea de 9 jumate. Dar nu bilete de dragoste așa, nu cu jurăminte, cu pe vecea ta, așa cum... Da. Când am auzit de așa ceva, îmi căutam cureaua. Și vă spun, am făcut greșel, dar din fericire soția m-a blocat să nu le și scot la lumină. Și mama citește uluită biletul, imaginați-vă, la 9 ani jumate, pe veci. Da, da, este caz absolut real. Și spune lui Petrică, Petrică, împăturește-l și pune-l exact de unde l-ai luat. Dar el care vrea să vadă carnagiu, adică să aibă și el satisfacția multor frustrări create de sora lui, a zis, mama, dar auzi, îți cere mama frumos, pui unde ești, te faci că nu știi. Dezamăgit, l-a pus la loc. Și acum urmează terapia. Era obicei în familie ca soția să-i culce. Asta însemna o oră, unul, oră, altul. Să-i culce, sau o jumătate de oră, depinde. Și tot mângâind-o și descântând-o, spune tu, auzi, Irina, mi se pare că tu ai ceva pe suflet. Nu, eu nu! O zi, a doua săptămână, deci, auzi, Irina, tu totuși, tu ai ceva și nu vrei să-mi spui. N-am mamă, crede-mă, a treia săptămână. După o lună jumate, să vedeți unde a trebuit să sape, spune lui mama, că eu sunt prietena ta cea mai bună. Și fata izbucnește în plâns. Deci, ea purta o povară care nu-i dădea pace. Pentru că în relație știa că nu-i bine că ascunde. Și acest lucru e un balast cumplit. Și spune, și povestește istoria cu băiețelul acela care a devenit, după nu știu cât timp, o jumătate de an, un an, a durat, devenise... Îmi scapă termenul. Doar pentru sine, cum se cheamă? Devenise de un egoism care îi plin de gelozie. De ce ai vorbit cu Mitică? De ce ai vorbit cu... Adică devenise posesiv. Mulțumesc, posesiv. Poseda și fata se zice, da, adică ea vorbea cu toți și acum cum să... Și nu mai știa cum să iasă de aici, că jurase pe vecea ta. Adică ea știa că cuvântul dat a învățat. Și plângând și-a vărsat. Și atunci, cred că vreo două ore a
descălit-o noaptea aceea și a spus, știi ce o să facem? Deci eu am spus, iubito, nu există pedeapsa, adică cum, la vârsta asta, prostii în capul, băieți, fede. Și zic, nu, aici, lasă-mă, mă ocup eu. Gata, am încredere în ea, m-am supus. Și știți ce a urmat? Hai să scriem împreună scrisorile de acum. Să scriem scrisorile împreună. Pentru că soția intervenea ca să creeze încet, încet dezlegarea. Și scrie exact în termenii dinainte, fără pe vecea ta. Adică, nu, nu. Și încet, 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 încet a ajuns să-i comunice că e mult prea devreme, că acum ea nu mai poate să învețe bine și ar fi mai bine ca să lăsăm pe altă dată. Și după 6 luni s-a produs eliberarea și vindecarea. Eu n-am știut la data aceea că pentru sentimente nu trebuie pedeapsă. Vă rog, spuneți-mi din datele temperamentale. Spuneți-mi dumneavoastră care sunt, deci ăsta este temperamentul coleric, defectele sau lipsurile, minusurile temperamentului coleric. Insensibil, caută aplauz, ambițios, încăpățânat, irascibil, nervos, se mânie ușor, plin de sine, dominat, disprețuitor. Care sunt morale? Repede, timpul fuge. Morale, nu amorale. Morale, care au încărcătură morală și trebuie ex-ducere, educare. Nu știu. Se mâne ușor, dar mai departe. Nu știu, dominant e structura lui, el nu știe. Ambiția este un fel de drive. Disprețuitor, corect. Ia uitați-vă. Încăpățânat este irascibil, adică se supără așa una, două. Nerăbdător, foarte bine, se mâne ușor și disprețuitor. Acestea nu trebuie lăsate. Celelalte trebuie educate, probabil, nu prin pedeapsă. Pedeapsa se referă la cum vorbești tu așa cu mama? Și merg pe pedeapsa relațională, nu bătaie. Adică bătaie nici nu ar trebui amintită. E ultima larmă și dacă și pe aia o epuizezi, ce faci? Deci aia trebuie să rămână tot timpul în dulap, închis. Fii atent că în dulap e sabia. Înțelegeți, dar nu s-o scoți. Bun. Trebuie pusă la punct. Iar dacă este dominant, dacă este plin de sine, e temperamentul. Nu poți să-l cerți pentru că este așa. Dar trebuie să-l conduci încet, să-i scoți celelalte trăsături temperamentale ale temperamentului complementar și recesiv. De exemplu, eu sunt sangvinic, dar am și melancolic destul de mult și mai puțin coleric. N-am flegmatic, soția are, în schimb. Mă ajută ea. În temperamentele sangvinului, care sunt negative? Eu sunt repezit prin natura mea. N-am ce-i face. Și nu mă pot controla, adică, mai ales dacă sunt copil, acum ca o mare măgar bătrân, nu? Am mai învățat unele lucruri. Din cele flegmatice, care sunt morale, deci trebuie să știm că nu-l pedepsim pentru temperament. Dacă e repezit, poți să-i spui frumos, măi Petrică, măi Gogule, uite-te, hai să mergem încet. Deci altfel, dar nu pedeapsă. Pedeapsa însemnează durere, întristare, izolare. Deci, ziceți, leneș, da, sigur că da, este neglijența, foarte bine, bravo. Iar cele care sunt din melancolic, care sunt negative? Faptul că e ascuns, n-ai ce-i face, trebuie să ajuți. Deci nu pedepsi ceea ce e structural. Nu știu, nu cred curajul tot așa, e ceva care suspicios. Te gândești rău, nu gândi rău. Gândește bine și învață-l și iartă greu. N-ai voie să nu ierți. Dacă eu te iert și tu trebuie să ierți. Deci acestea sunt morale. Poate că nu sunt toate. Nu o să însă gândiți personal și aveți tabelul temperamentelor, nu-i așa?
Și mai uitați-vă și dacă copilul nostru este lent, că e lent, sau dacă eu sunt repezit, nu jap, că eu sunt repezit, îmi pare rău, ăsta-s eu, rabdă-mă, mângâie-mă și hai să-i luăm mai lent. Da. Nu trebuie pedepsit pentru accidente involuntare. A spart paharul. De câte ori să spun, să... De ce îl pedepsești? Nici cu vorba. E o pagubă. Și de aici am spus eu, probabil că uneori când pagubele se întâmplă după o avertizare, după o repetare, atunci, sau chiar dacă le face prima dată, de exemplu, a spart un, știu, un bibelou, care e scump și știi, uite, l-ai spart, o anumită pedeapsă, acum trebuie să strângem bani, e o pedeapsă și asta, dar amabil, ca să cumpărăm în loc, sau să reparăm. Și atunci el știe că e o pedeapsă, dar nu o pedeapsă care afectează relația, ci proprietatea lui, privatul, zona personală. Vorbesc două cuvinte de pedeapsa corporală și nu mai merg la cele patru ipostaze, o lecție excepțional de frumoasă. Am învățat ceva și am îmbunătățit metoda tatălui meu. Și cu asta încheiem. Eu am avut doi copii. Al treilea pe care l-am luat de mare, deci nu mai a fost copil. Băiatul a fost anormal. N-a mințit niciodată. Un copil minte. El n-a mințit. Poate n-a avut imaginație, poate nu știu. Omul nu-i prost, a terminat și benetica. Dar a fost ca copil, ca și copil anormal. Fata era prea normală, mințea de înghețeau apele. Dar vă spun, era dezastru. Și știți cât de ingenu spunea, da, tăticule, dar nu e adevărat. Și eram foarte în cumpănă, nu știam ce să fac. Că dacă bați un copil, fii atent, autoritatea pe nedrept, înseamnă că toată autoritatea ta se prăbușește. Bine, cu tare, jenică sau mărguța. Ai mințit? Până la urmă zice, da, am mințit. Se știa că minciuna este într-o anumită perioadă a vieții cel mai mare păcat să mintă. Tu știi ce se întâmplă când ai mințit? Deci dialog. Amintim grila. Bătaie. Zice, da, pare rău. Pare foarte rău. Pare foarte rău. Eu tare n-aș vrea să fac asta. Dar trebuie să o fac. Pentru că neascultarea, păcatul, e durere. Te doare. Dacă faci rău, te doare. Îmi pare rău că n-ai ascultat. Și acum urmează procedura pe care vă spun. 1. Adu cureaua. Aduce ea sau el cureaua. Câte meriți? Negociere. 3. Puțin. 6. Mult. 5. Bun. De pantalona și jos. Acum, eu am mai făcut un lucru care îl fac eu pentru că am ales ca autoritatea să fie cea mare tata, tata, tată, domnul, doamne, doamne. Zis, uite ce e. Mi-mi pare rău că fac asta. Dar înainte de a executa, hai să facem tată, tată. Și spun, doamne, tată bun, îmi pare rău că trebuie să fac asta. Fă, doamne, ca să înțeleagă el sau ea ce a făcut. Să nu mai facă că doare, te doare și pe tine, mă doare și pe mine, o doare și pe ea. Și ajută, doamne, ca etc. Îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin. Se întinde pe pat cu poponeața scumpă, goală. Și eu trebuie să... Ia numără, eu zic. Zice, 1. Bine, când ai... Nu durerea aia să sară în sus. Nu. Dai. Nici să nu, simți, nici să nu fie nimic, ca atunci să de nas. Și mai face. Dar nici ca să dai acum. Știi? 2. Și întotdeauna să rămână câteva nedate. Totdeauna să fie mila, harul care să îndulcească. La 3 mă opresc. Ea așteaptă sau el așteaptă. Eu zic, îmbracă-te. Recunoștința că am iertat-o de două.
Și după aceea vină la tata. Sigur, sunt trist, nu râd. Da. Și acum plânge pe pieptul meu, mângâi pe băiat sau pe fată. Mi-mi pare rău că a trebuit să te bat. E ceva care împotriva mea, dar trebuie să o fac. Și ține minte, ori de câte ori tu îi faci așa, mă obligi. Ea mă pupă, eu o pup. Pedeapsa corporală, fără nervi, auzeam într-o casă că mama fugea după băiat în jurul mesii. Să-l prindă. Da. Și băiatul, sigur, mai iute, ea mai voinică. Da. Și scăpa, fugea acasă și când se întorcea, se mai potolea mama și nu-l mai bătea. Asta iarăși arată că regula nu e regulă. Dacă poți să fentezi, nu. Nu este cauză-efect. Ori de câte ori se exercită pedeapsa într-o manieră neiubitoare, comut problema la relație. De ce mă bați? Adică în loc să înțeleagă că e răul lui, apare sentimentele, în loc să-i pară rău de răul făcut, ajunge să nu mă mai iubească pe mine. Și e bine, e rău. Ori de câte ori strigă la el, el e mai dureroasă strigarea decât răul care l-a făcut, pentru că afectează relația. De ce? Nu? Se distrug relațiile. Și aici ne oprim, rămâne asta pentru data viitoare. Vă spun, este una din cele mai frumoase teme și vă momesc ca să nu lipsiți ultima ocazie, miercuria viitoare.